Continuăm jurnalul cu o informație de ultimă oră. Un accident feroviar produs în urmă cu scurt timp în comuna Măgurele din Prahova. Este vorba despre un tren care transporta circa 50 de persoane și un tir încărcat cu lemne. Colegul meu, Cristi Georgescu, a urmărit subiectul și vine cu toate informațiile. Cristi, te rog, ce s-a întâmplat? Bună seara, bun găsit! Impactul s-a produs între stațiile Blejăi și Făgete din Prahova. Trenul 10257 aparține unui operator privat, iar în vagoane, așa cum aminteai, erau aproximativ 50 de călători. Ei bine, doar 4 dintre aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului. Vorbim aici despre atacuri de panică, dar și despre mici dureri lombare, dar au refuzat ulterior transportul la spital. După aproximativ 50 de minute, trenul și-a continuat parcursul. Ei bine, aici este o trecere la nivel cu cale ferată și nu există o barieră, ci doar semnul Sfântului Andrei, și atunci nu a avut timp, spune șoferul cu care am stat de vorbă, șoferul autotrenului, să treacă la timp, astfel că a apărut acest impact. Practic, impactul a fost cu trenul și cu remorca din spate a autotrenului. La acest moment s-a redat circulației traficul feroviar, asta pentru că și tirul, dar și lemnele căzute pe carosabil au fost îndepărtate. Cristi, a fost cineva rănit în urma acestui accident? Au avut nevoie oamenii de îngrijiri medicale? Au sosit aici mai multe ambulanțe și, bineînțeles, o ambulanță SMURD, însă vorbim doar despre 4 victime care au suferit atacuri de panică și mici dureri lombare în urma impactului. Însă, după ce au fost și au primit primul ajutor, imediat au continuat parcursul și nu au vrut să meargă la spital. Mulțumesc pentru aceste informații, Cristi. Noi mergem mai departe.